ziua și bine v-am regăsit, dragi ascultători! Invitatul meu de astăzi, în studioul Unda Liberă, este un tânăr scriitor și artist din raionul Călăraș. A scris texte clădite din propria realitate, poezii în care se regăsesc femeile, dar și versuri care ajung cu ușurință la inima oricui. Alături de mine este Dumitru Rău, pe care îl salut din nou. El urmează să ne vorbească mai multe despre experiențele și pasiunile sale. Pentru început, Dumitru, am vrea să aflăm cum a început relația ta cu scrisul. Relația mea cu scrisul, cum am spus-o și de mai multe ori, a început în liceu, când aveam, hai să spunem, 17 ani, probabil. Posibilitățile nu erau atât de mari, iar scrisul însemna o modalitate foarte bună de a ieși în fața oamenilor și de a demonstra că, uite, am ceva calități. De acolo au început diverse experimente cu texte, diverse experimente cu diverse stiluri. De acolo a început, hai să spunem, și tot ceea ce înseamnă experimente pe poezie, pe proză, pe stiluri mai moderne de a scrie. Până eu am descoperit că, uite, îmi place mai mult să scriu în mai puține cuvinte, un mesaj mult mai complex. Stil pe care l-am păstrat și cam de atunci se fac 8-9 ani de când scriu. Poți să spui, tău, cum arată mediul tău de inspirație în care tu scrii? Eu nu am un șablon după care mă conduc și după care aș putea eu să zic că, uite, așa mi se primește și neapărat am nevoie de un anumit mediu pentru a scrie. Nu. Lucrurile se întâmplă natural, iar lucrurile naturale cumva oferă destulă emoții pentru oamenii care mă citesc. Lucrurile astea pot să se întâmple la volan, lucrurile astea pot să se întâmple acasă, lucrurile astea pot să se întâmple și la serviciu când sunt la agenție, lucrurile astea pot să se întâmple și într-o discuție cu cineva. Textele pe care eu încerc să le fac și să le prezint publicului. Iar dacă încerc cumva să amân aceste lucruri, emoțiile deja nu mai sunt, hai să spunem, cele care îmi plăcea mie la momentul dat sau, eu știu, nu era încărcătura asta sentimentală pe care eu aș fi putut să o pun în poezia respectivă. De asta poate să mă prindă oriunde. Și în majoritatea versurilor scrise de tine, eu am observat că femeia este, oarecum se oglindește în toate versurile. De ce anume ea? Dacă aș fi ales probabil alt simbol, nu știu dacă aș fi avut succesul pe care eu l-am astăzi înscris. Pentru că feminitatea în general înseamnă și inspirație, înseamnă și eleganță, înseamnă și răbdare și curaj și așa mai departe. Deci cumva de feminitate se leagă mult mai multe lucruri decât s-ar fi legat probabil alte noțiuni și alte simboluri. Îmi place acest cuvânt, îmi place acest simbol, de el mă leg de fiecare dată pentru că cumva înseamnă artă și feminitatea înseamnă artă, iar lucrurile astea trebuiesc spuse. De asta eu cumva încerc tot timpul, cât mai mult și cât mai des să enunț aceste lucruri în fața publicului. Ai avut situații în care, să spunem, nu ai avut inspirație sau te-ai blocat și ai presupus că mai bine te lași de poezie și te-ai pus de altceva? Eu o să merg pe calea să recunosc că aceste lucruri se întâmplă foarte des. Inspirația nu poate veni atunci când vrei să scrii din necesitate, iar cumva lucrurile astea pe care eu le numesc burnout, da, este o noțiune în engleză numită burnout, atunci când deja nu mai ai energie să gândești și nu mai poți crea ceva nou, indiferent cât de inspirat nu ai fi sau cât de ai fi într-un mediu ideal pentru a scrie, nu înseamnă neapărat că, uite, eu voi ieși de acolo cu 2-3 poezii sau poate mai mult. Important este să nu pierdem frecvența sau fluxul ăsta. Dacă te lași, hai să spunem, da, între ghilimele, de scris, se pierd capacitățile de a scrie, se pierde vocabularul, se pierde în general tot ceea ce înseamnă talentul ăsta de a scrie, pentru că talentul nu există, există doar capacitatea și doar abilitatea asta de a aranja cuvintele frumos. Ea se pierde în timp dacă nu există, hai să numim, șlefuirea asta de text. Dacă vezi că nu-ți iese un text, ok, încearcă și alte texte. Poate nu astăzi este ziua despre, nu știu,
dragoste, flori și nu știu altceva, dar poți să vorbești despre alte fenomene care ne înconjoară. Dar vorbind despre studiile tale, iată tot după liceu, să spunem, noi ai ales o instituție care să-ți reprezinte creațiile. Ai ales Facultatea de Relații Internaționale. De ce? Facultatea de Relații Internaționale este o facultate pe care eu am considerat-o mai aproape de mine, pentru că presupune comunicare între oameni foarte multă. Oricumva, dialogul și comunicarea între oameni pentru mine de multe ori înseamnă o sursă foarte bună de energie și de inspirație. Chiar și, hai să vorbim literalmente, același vocabular dezvoltat nu îl poți aplica nicăieri decât dacă comunici cu oameni și decât dacă încerci să te înconjori cu oameni care au cât de cât un nivel intelectual mai bun decât mine. În facultatea dată mi-a plăcut foarte mult că chiar foarte mult comunicam. Iar comunicarea asta pentru mine însemna tot timpul documentare, însemna tot timpul negociere, însemna tot timpul să găsesc argumente. Iar procesul ăsta diplomatic pe care eu am reușit să-l însușesc acolo, sau n-am reușit, nu știu, a fost un imbol destul de bun de a continua să scriu. Nu știu dacă aș fi ales altă facultate în momentul când am găsit cumva aici profilul care cel puțin mă reprezintă ca și personalitate. Și tocmai de la această idee pornind, ca să nu vorbim doar despre poezie, am observat că ai o pasiune și pentru marketing. Și aș vrea să te întreb, de unde a apărut această atracție? În general, toată dorința de a studia marketingul, tot ceea ce înseamnă branding, dezvoltare personală, ambalaj, aspect și așa mai departe, da? Toată lumea asta de culori, nuanțe, logo-uri și tot ce înseamnă vânzări prin imagine, pentru că asta înseamnă marketing, să poți să vinzi orice produs, dar prin metode diametral opuse. Iar agenția de publicitate pe care o conduc este cumva mediul care pe mine mă pune la punct, să spunem, la din punct de vedere a timpului și a eforturilor pe care le fac zi de zi. Și un al doilea punct foarte important este dorința pe care o aveam foarte mult atunci când eu, nu știu, vedeam anumite materiale în spațiul public sau vedeam anumite, nu știu, elemente de design pe care eu nu le toleram. Da? Și cumva, ca să poți schimba aceste lucruri, trebuie să lucrezi în acest domeniu ca să poți schimba lucrurile din jur. Lucru pe care eu la început l-am experimentat foarte mult, pentru că a fost cam câțiva ani de a cocheta, să spunem iarăși în ghilimele, cu acest domeniu. Ulterior, deja misiunea a fost să pot gestiona acest proces și să-i pot oferi cumva viață mai departe, pentru că chiar și în Republica Moldova piața este destul de activă, destul de plină cu de toate și cineva care încearcă cumva să își găsească un loc în această piață, în aceste 100%, îți găsești și procentul tău, asta înseamnă succes. Dacă nu, iarăși, experimentezi, nu renunți. Noi cumva, de ce să nu renunțăm? În afară de cele două cărți publicate, ai de gând să mai publici încă ceva? Publicarea cărților sau primele două cărți pe care eu, iarăși, au fost niște experimente. Mie îmi place să experimentez în general peste tot. Prima carte a fost un experiment de poezie, a doua a fost un experiment de proză. Am testat curiozitatea publicului. Am vrut să văd dacă el apreciază, dacă el rezonează cu mine, dacă oamenii în general așteaptă asemenea texte sau vorba aia rescriu degeaba. Feedback-ul a fost destul de ok, poate prea puțin pentru timpurile de atunci. Acum, dacă aș face o lansare, probabil aș face într-un alt format, un formatul clasic, pentru că formatul clasic deja eu îl consider un pic depășit. Da, planific câteva. Sunt mai multe idei, hai să zicem, pe care le împachetăm iarăși cu echipe destul de mari în spate, pentru că de obicei îmi doresc un produs mai wow decât ceea ce a fost până acum. Iar faptul că și lucrez și conduc o agenție de marketing, cumva tot timpul mă face să mai schimb încă niște idei, să mai adăugăm ceva, să mai scoatem, iarăși să adăugăm. Iar asta e un proces cumva continuu de redactare și nu știu dacă lucrurile astea se vor întâmpla curând, pentru că tot timpul tind să am un produs care să mulțumească cât mai multă lume.
iar cât mai multă lume se înseamnă foarte multe redactări și foarte multe corecții. Nu știu, vedem, dar vreau foarte mult. Dumitru, eu îți mulțumesc mult pentru răspunsurile oferite și pentru timpul acordat și, de asemenea, sper să mai vii și la alte discuții la fel de interesante. Eu vă mulțumesc frumos pentru atenție și ne revedem la o nouă ediție.